Bună seara și bine ați venit la noi. Ne mai mai așa. Exact. Putem avea doar clasă. Clasa 5-a. Clasa 5-a. Clasa 5-a. Cum ați spus, la algebră, la aici, la algebră, algebră și geometrie. Da. Da. La 6-a a fost asta. Și... Clasa 5-a. Da, te rog, poftim, intre în lecții. Comparați numerele, 31 la 11 ani. Tot o experimenteze? Facem niște subiecte mai liberale. Așa. Deci comparați. Numerele. 1. 31 la 11 ani. 31 la 11 ani. Cu 17 la 14. 17 la 14. Ia să vedem ce idee ne vine. Putem să scriem pe 31 ca fiind 3 ori 17? 31? 3 ori 17? Nu, 51. Am 51. Da, și 17 la el. Mai 14 are. Așa. Vreau idei tu să ne vină mai tare. Păi de idei tu ce îmi lipsă. Exact. Face o neliște, da. Oricum nu ne gândim să ridicăm la puterea respectivă. Dar bun simț al tău, care crezi tu, matematic, bun simț matematic, ar s-a dezvoltat de-a lungul timpului, care crezi tu mai mare? Care crezi tu mai mare? Da. 31-19. Având o bază, 31, aproape dubla lui 17, dincolo 11 și 14, deci bun simți când spune așa. Deci se pare, vezi, mergem cu se pare, nu știm foarte bine, se pare că 17 la a 14-a e mai mic decât 31 la puterea 11. Se pare. Din ce am învățat, încercăm cu emoții să intrăm înspre interior. Deci nu mai în interior intrăm. Deci nu facem nicio mișcare altfel decât în interior. M-ar duce spre interior cu ceva mai mic. Cu 30 mai. Dacă las tot 31, tot 31 nu prea îmi place. Să las 30 la 11. Deci mă duc cu... mă pot și duci și cu baza. Corect. Da? Da. Mai mic decât 30. Deci eu pot să intru aici. Mai mic decât 30 la a 11. Înainte să scriem... Aș dea să mă duc și cu exponentul, dacă urmă așa. De ajuns că am dat așa. Deci dacă am și la bază, încerc și să merg acum spre interior. Ceva mai mare, ceva la o putere mai mare. La ce te gândești? La o putere mai mare. Deci să mă duc spre interior înseamnă să... ori modific baza, ori modific exponentul. Păi, la exponentul. Te gândești la exponent? Da, numai că l-aș ridica cu prea mult. La 15 vrei să zici. Dar după ce duci la 15, 17, 30, tot nu sunt prieteni. Deci mergem la bază și mergem la... Uite, eu am să exagerez și dacă nu merge treaba, asta e mai vechi ce fac. Eu aș mai duce așa, cu 20 la 14. Așa da? Așa ai spus? Iată că n-am fost atent. Deci exagerez, făcând un salt puternic, pentru că 20 și 30 s-ar pleca ei într-un da, deci unde sunt acum? 20 la 14 da, față de care îi sper față mai 30 mic. la 30 la 1. Corect. Și acum, cu emoții încerc să... Am putea să scriu 10 la ori 2, adică să descompun la...
2 la 10 la 14, 3 la 10, așa. Adică și... să spună 10, 2 ori 10 totul la... Hai să zicem, deci o transcriem într-o formă mai plăcută, și anume zicem... 2 ori 10. 2 ori 10. Totul la 14. Și... Care pare zis pentru ochiul nostru, că ar fi mai mic, de 3 ori 10. La 11. Adică s-a zice aici echivalent. 10, 2 la 14 ori 10 la 14 cu, să-l comparăm cu 3 la 11 ori 10 la 11. 10 la 11. Putem învăța câte un 10 la 11 din membrii? Da. Și atunci o să fie 2 la 14 ori 10 la a 3-a. Da, pare mai cu 3 la 11. 3 la 11. Acum... Prea mai ești așa sigură. Semn de întrebare tot timpul, adică, da? Da? Pentru că... Hai să mai luăm și câte un 2 de aici. 3 de 2 de aici, nu? Deci, aș spune așa, 2 la a 14-a, ori 2 la a 3-a, ori 5 la a 3-a, mai mic, da, pe emoții, decât 3 la a 11-a. Echivalentul. O să fie echivalent cu 2 la 17-a, 2 la 17-a, 5 la 3-a. 5 la a 3-a, dacă e mai mic decât 3 la a 11-a. Acum, 5 la 3 este să-l înmulțesc între 125, o putere a lui 3. Deci 125 e mai mic decât 3 la 5, da? Da. Deci 5 la 3-a. 5 la 3-a mai mic decât 3 la 5-a. Păi dacă 5 la 3 e 3 la 5-a, o să avem numai că 2 la 17-a mai mic decât 3 la... A... Adică dacă 5 la 3-a este mai mic decât 3 la 5-a. Hai să mulțim mai membrii aici ca să fie mai meticulos lucrarea, da? Cu 2 la puterea 17, și în stânga și în dreapta, da? Și vine 2 la puterea 17, și apare, și apare 2 la a 17 ori 5 la 3, mai mic decât 3 la 11, la 5, 3 la 5, ori 3 la 5. 7. Și... Păi, mai, acum ar trebui să comparăm 5 la 3-a cu... membru stângă la aveți. Deci, membru stângă la avem. Dacă ăsta aș putea eu vă să repime mic decât 3 la ceva... La 6 chiar ar trebui. Dar 2 la 17 cu față de 3 la atâta mă pot duce ușor. La 6. Pentru că eu știu așa. Că 2 la 3-a e mai mic decât 3 la 2-a. Asta este de bază. Da. Și acum, dacă ridic la puterea 4-a, 4 ori 3, deci la a 5, 5 ori 3, 15, și 3 la 10 ar să fie acolo, da? Dar eu am 2 la 3, 3 la 2. Dacă ridic, să mă duc la 3 la 2 la 17. Deci, hai să zic la 5, da? Și ar fi ceva de gând. Vă spune că 2 la 15. Dar dacă ridic la 6, 2 la a 18, mai mic decât 3 la a 12. 2 la 18, mai mic 3 la 12. Și... Da, cu 3 la 11. Noi avem barieră la 3 la 11. De așa se pare că am sărit, nu?
exagerările de aici mă păstă. Mă mențin în linia asta, deci eu, bunul simț îmi spune că e bine așa. Dar cred că aici am făcut saltul puternic. Nu, ei nu mă suresc pe interior. Se duc în exterior? Da, și se duc foarte rapid. Păi... Îți zic 31 la 11, e mai mic decât 34 la 11? Păi... deci 31 față de 34. 34, îl duc în exterior. Bun. Și de aici are tot, 34 e după 17. Deci, stai să vedem. 31 la 11. Noi am așa, bunul simț îmi spune că 17 la a 14 e mai mic, așa cred eu, că 31 la 11. Haideți să vedem noi dacă eu e acolo, dar da. Ce vedem noi. Exact. Deci, noi așa... așa credem noi. Credem noi. Da. E adevărat că 31 la 11 am venit decât 34 la 11. Deci asta e fără doar și poate. Așa dublează pe 17. Da. Și atunci... e asta, asta, dacă ar fi asta adevărat, asta e adevărat, nici nu cap pe discuții. Sigur că ar fi asta față de asta, dar nu știu cum văd de asta ar fi adevărat. Da. Deci, 17 la 14 e mai mic decât 34 la 11, dacă eu vei la acest adevăr. 31 la 11 mai mic decât 34 la 11, 34 la 11 mai mic decât 17 la 14. 34 la 11 mai mic decât 17. Da, exact, vedeți, exact așa, cum e dat, vedeți, nu cum zicem noi că se pare. E așa pleacă. În secundă, ți-am gândit nepăcălit. Deci, bursis la care am apelat noi, se pare că ne spate din curs. Da. Se pare că invers este. Că invers, da. Se pare că 17 la a 14 ani e mai mare. Mare, adică să zic că e mers. Invers. 31 la 11 ani e mai mic decât 17 la 14. Da. Și asta ar fi mai mare. Nu, asta e mai mic. Decât 34. Nu, e mai mic. Invers. A, și acum se duce în interior. Și în interior, așa. Deci, plecând de la, tot la bun simț. Da. Deci, el pleacă așa cu exercițiu. 31 la 11. E mai mic, da. Să știe că 31 la 11 e mai mic decât 34 la 11. Da. Iar 34 la 11, cu toate că l-am băgat, rămâne încă cu emoții, zicem. Da. Ar fi mai mic, nu știu, sigur, decât da. 17 la 14. 17 la 14. Și cu acum, așa. 17 e dublu. Da. Deci, echivalent asta. Cu 2 ori 17. Nu? 34 ori 17. Tot la 11. Mai mic decât 17 la 14. Asta trebuie, aici am ajuns, da, echivalent cu 2 la 11, 17 la 11, da, 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 2 la 11, ori 7 la 11, 17, da? 17 la 11, mai mic decât 17, imediat, Daria, intru în exercițiu, ne întoarce înapoi și o să lăbăresc de ce. 17 la 14. Împărțit din 7 la 11. 17 la 11. Și echivalent cu 2 la 11. Ori 7 la... Ori nimic. Mai nimic. 17 la 3. Acum asta este la adevăr. Cred că este la adevăr. Păi 2 la 11. 2 la 10 știi noi că e 1024. Deci echivalent și va spune că 2 ori 1024. Mai mic decât 17 ori 17.
289. Da, 289. 289, 16. Aici face 2048. Dacă e nimic decât... 289. Dacă ar fi numai 10, cum se fac 4913. 4913. Adevărat. Da. Dar ia, hai să vedem în cea cu asta de ghișițiu. Ne facem înapoi. Da? Asta e perioada de studiu. Eu n-am... N-am plecat plecat curs de la bun început. Exact. Eu folosesc matematica și el, hai să spunem așa, pe cea de-a. Mi-am văzut 17 la 14, că având exponentul mai... având o bază mică, față de 31. Dar vezi, 31 da. Asta... Cât duce? Duce foarte mult. Că nu chiar de un punct. Știți cu ea, unde-a 2048 față de 4900 e dublu. Deci duce foarte, foarte mult. Dacă plecam normal, atunci construiam pe interior 34 cu 17, le-am dat și gata. Da. Hai să vedem așa, zicem. Ce învățăm din asta? Învățăm? Învățăm la următorul lucru, că atunci când după drumul tău simți să încurcă treburile, înseamnă că ai plecat prost. Noi ne înșelam foarte tare că am făcut și saltul aici. Exact. Și saltul ăsta putem credeam că din cauza saltului totul s-a stricat. Exact. Da? Și ne-am mai găsit odată așa. Sigur că da. Deci învățăm din astfel de ghișiții și să spunem așa, că baza mărită aleargă foarte tare ghișițiul. Exact. Da? Pentru că între a spune 31 la a doua, iar câte face 31 la a doua, 931, știi cât acolo? Nu 31, 31, 31. Nu era mai mic, nu după asta? Nu 31 la 11 era mai mic? Nu așa am pornit? Așa, dar vreau să fac o discuție. Fac. 31 la a doua fac 961. 17 la a doua fac 289. Deci, vedeți, baza de câte ori s-a dus, fiind la a doua, dar față de 17, nu numai când s-a dublat 289, că ar fi fost 600, dar chiar s-a triplat, e 900 și. Deci vreau să atrag atenția asupra forței pe care o are baza. Pentru că numărul aceea se multiplică, se mulțește pe el însuși. Da? Și atunci trebuie ținut cont foarte tare de acest lucru. Iată noi, ne analizând foarte atent, constatăm că am plecat în varianta proastă. La scris, uitați. Așa. Că 17 la 14 ar fi mai mic decât 31 la 11. Ori fost invers. Exact. Deci 31 la 11. Dar acum fii atent. Da, 31 la 11. Deci, cu 17 la 14. Cu 17 la 14. Și 31 la 11, se pare că va fi mai mic decât 17 la 14. E foarte jur. Adică, când tu, după ce că eu, dacă exercițiul acesta, nu l-aș fi știut deja. Deci, nu, nu mai. Și aș fi 31 la 2, care de 961. Și aș fi la 2, care de... Ține. Da. Ține să spui că 31 la 11. Da, și crezi asta din... Din stat. Dar ai văzut ce s-a întâmplat. Am plecat pe chestia asta, cum am zis, cum simți matematic, dar vreau că nu-i dezvoltat. Da. Și ce-i dezvoltat. Așa, pot pune de ghiști, dar arăta că e tot mai invers. Dar puteam să ne gândim și la faptul că dacă ar fi fost scris 31 la 11, 17 la 11, 31 la 11 ar fi fost mai mare. Dar așa că 14 la 14 e cu 3 mai mare și 14 ori 2 deja face 34. Asta e. Deci găsim o soluție, orice ar fi. Nu în fața unui altul diferit. La exponent. Și deja bază, măi, 17-34 ar fi dublu ei. Și aici ai zici că ai putea să pornești. Să încerci să te apropii. Ei, și șansa asta de a te duce
în interior, cu cotița. Poate duce în interior. Da. Atunci e bine, dar ducea în exterior. Exact, dacă te amintesc. Da. Deci, nu, construcția aceea nu se zice favorabilă. Da. Tu spre interior ai problema. Da, dar te spui așa. Așa, acum e construcția corectă. Da. Deci, merită. Câte vreme 17 și cu 31 se leagă, cu 34 s-a plecat dublu și atunci ai curaj să pleci. Exact. Și atunci te obligă să gândești de felul ăsta. Ei, acum, Daria, știi, toate experiențe, dacă dacă bătiala a fost corectă, corect stabilită, ajungi la o finalitate. Mergi cu grijă, cum știi, construiești spre interior. Exact. 12 cu 14 s-ar lega. Deci ai avea aici și 31 la puterea a 12 să încerci. Nu? Deci eu, în fața ieșițului de aici, aș încerca și asta. Ia să vedem dacă se duce. Nu mă duc foarte repede cu 34, ci mă duc cu exponentul din 11 să-l cresc un pic de Daria. Și va fi 12 cu mine, așa? Deci, traduc. Ăsta ne minte că 31 la 12. Da? Pentru 31. Deci, la ce am ajuns acum? Problema care v-am de făcut este următoare. 31 la... Deci, 31 la 11. Nimeni mic categoric din 31 la 12. Încercăm o altă idee să vedem ce ne merge. 31 la 12, care mai mic decât 17 la 12. La 14. La 14. Prin chestia asta, cam aici multiplul de 2, echivalent cu... Și aici rămâne semnul de întrebare. 31 la puterea 6-a. Că se plecă de tot 2. 31 la 6-a. Să văd dacă e mai mic decât 17 la a 7. 17 la a 7-a. Am sentimentul că sare dincolo, dar... Eu mă duc. Mă duc să cercetez. Dar ăsta este scopul. Ce-ar urma ca să fie același exponent? Aș putea zice 17 la 6 sau 17 aici. Deci, 31 la a 6-a, comparat cu 17 la a 6-a, ori 16. Preișurul nu-i mai mic decât 17. Da, și... Dar 17 e multiplicat după aceea de 17 ori, după simplificare cu 6. 17 e multiplicat de 17 ori. Iar 31 rămâne liniștit. Numai că 31 rămâne în forma asta. Deci eu am așa. 31 la a 6 e mai mic decât 34 la a 6. 31 la a 6 e mai mic, 34. Dacă ăsta ar fi mai mic, iată emoția mare. Deci am băgat cu intermediar 34 la a 7, dacă ăsta e mai mic decât 17 la a 6 ori 17, atunci ar fi bine. Dar... Cam mergeți cu 2 ori 17. 2 ori 17. 2 la 7 ori 7. 6 și la 6. Mai mic decât 17 la 6 ori 17. Simplific. Cu 2 la 6 nimeni mai mic decât 17. Deci, m-am tot înghesuit, dar am sărit dincolo. Am sărit dincolo. Da. Faptul că l-am dat pe la 12, vedeți? Da, da, da. Deci, nu ne-a ajutat. Bun. Atunci spunem altceva. Deci, noi suntem în dialogul noi înșine în perioada asta. Și spunem, nu ne-a ajutat chestia asta. Atunci întoarcem și, cum nu ne-a ajutat data trecută, suntem încă studiu. 31 la 11, mai mic
de către 17 la 14. Dar 31 la 11 e mai mic decât 34 la 11. Da? Și acum suntem aici. Asta e momentul. Suntem dirijați după tratorările făcute să luăm baza, să o dublăm de 17, 34. Da, eu, de exemplu, m-aș fi dus repede așa. Te-ai dus de da, repede, da? Pentru că nu vedeam altceva, adică dublul lui 17, care să mă ajute și să mă fi dus așa. Că 11 și 14 nu se dă de loc și nu ai fi avut altceva. Adică aș fi încercat prima dată așa. Și dacă nu mergea, atunci am întâlnit. Sigur că în momentul acesta, dacă încerci așa cu 34, el trebuie să afle între cei doi. Exact. Și ca să afle între cei doi... Poți zici că ăla e nimic, da. Zici că ăla e nimic, ca să se afle între cei doi. Dincolo se duce și de spate exact. Din cursă. Exact. Deci, merg acum pe observația ta. Spun așa, dacă tu te duci pe bază 34 și cu 17... Care? Am văzut, am văzut. M-a adormit. Da. Era să vedem matematica asta așa. Da. Nu înțeleg nimic. Am înțeles, păi de asta eu sunt vinovat numărul 1, nu? Dar mă uite, mai încearcă din altă așa, dar uite, asta e cea mai bună soluție, asta prinde-o. Deci? Da, dar de câte ați m-ați învățat dumneavoastră? Da. Nu am voie să mă duc încolo. Ba da, în interior avem voie. Da. În interior, dar nu în exterior. Nu, nu în exterior. În momentul în care noi am luat-o în varianta dinainte, vă duceam cu 34 în exterior. Mergeam de 34? Și nu era de folos. Și atunci întoarcem inegalitatea. Nu e adevărat că 34 a fost în dreapta, ci 17 în dreapta. Mai mare, da? Da, uite, comparați cu medalia, 31 la 11, 17 la 14. Noi n-am pornit așa că 31 la 11 ar fi mai mic decât 17 la 14. Dacă porneam așa, tot puneam în interior. Da, deci, dacă porneam așa, în ordinea care a scris autorul, exact. Atunci, construcția cu 34, lucrăm cu 34 în interior și merită să deocupi. Și corect. Da, merită. Invers ne-am întors noi. S-au dus. 34 era dincolo în dreapta și am spus tu că dreapta să se ducă pe toată dreapta, dar în interior problema mea când o rezolv. Exact. Da? Deci, de aceea, spuneam de Miera care a zis așa, eu între 7 și 31, 17 și 31, m-aș fi dus pe 34 după 17 și atunci, din nevoia de a se pasta cu 34 exact. Interior, avea să se zică pe ăsta mai mic. Deci da, asta e mai mic. Vorbeam așa, dacă reușeam... Numai așa mă strecă cu 34 la da. În interior. Dacă să văd pe ăsta mai mic. Deci are dreptate în condițiile în care... Ăsta ne face serviciu. Își face serviciu. Ăsta face serviciu foarte. Așa da, zicem. Acum scrie. De acum plecăm la treaba mare, da? Deci, am mutat problema în... Scriu și 31 la a 11-a e mai mic decât 34, scriu din nou da, la 11-a. Mai mic se întrebare decât 17 la 14-a. Și pe 34, și acum luăm deoparte la asta, și ne ocupăm 2 ori 17, totul la 11-a, mai mic, urmăriteam. 2 ori 17 la 11, mai mic decât 17 la a 14. Ar trebui noi să lăurim asta. Deci ce mai sunt? Fiecare la 11, deci vine 2 la 11, ori 17 la 11, mai mic decât 17 la a 14. Din regulă, în multe ieșiții, eram tentați să simplificăm la exponent, acum aia trebuie să simplificăm pe 17 la 11. 17 la 11. Și am dus-o într-o relație echivalentă. 2 la 11 mai mic decât 17 la a către la a treia, vreme, nu? 17 la a treia. Semn de întrebare care este lăbărit, este echivalentă cu calculul în sine
pot duce eu printr-un minoranț încă treaba bună? Adică să zic 17, cine mai e în interior? 16, nu? Adică 2 la 11, mai mic decât 16 la 3, care e mai mic decât 17 la 3. 16 la 3. Și acum este semnul întrebare. Și acum 2 la 11, mai mic decât 16, care e 2 la 4, totul la 3, care e mai mic 17 la 3. Dar 2 la 11 e mai mic decât 2 la 12. Da. Cât am gata ești? 2 la 12. 2 la 12. Și gata ești. Exact. Deci, mai intrăm în interior după ce am mulțit. Da. Dar nu facem 17. Dar facem mulțirea aceea. Da. Dar puteam face că mulțirea și totul se trebuie. Nu era imposibil. Însă, se termine exercițiul. Da. Am șanse. Am șanse. Pentru că urmează 2 la 11 și face 2 la 12. Știi? E adevărat. Corect. Mai era o întrebare. Cu cine alegeți din fața acestui exercițiu? După atâta platonar și pe încercări. Ne alegem prin faptul că putem... Deci reguli, construim mai în interior. Da. Deci când avem două nume de cumva... Ciudate. Ciudate, că se poate de ciudate. Cum a fost așa. Nu mai în interior. Deci, e important să intuim cam care ar fi. Și noi am mers pe 17. Ne-am gândit ce a făcut care, așa merită să se păzim. 17 la 14, e mai mic decât 31 la 11. Că dacă a fost și capcana, știți, vedeți că așa pare să fie. Așa pare să fie din câte... Asta a fost și capcana, vedeți? Nu, 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 nu-i capcana. Că doar nimic n-avea să ne trimite capcana asta. Nu, nu, zic așa, zic, dacă analizezi așa, așa pare bunul simț. Exact, cum așa. Și zici, măi, ziceai, zice așa. Că asta și vorbește așa. Exact. Și, și am încercat tot ideea din interior, că nu mai este interior, ci egalitate stabilită pentru a fi lămurită, înseamnă să construiești în interior. Un pas de aici, un pas pe orice, un pas, până când ele se echilibrează. Dar fii că lucrezi la bază, fii că lucrezi la exponent. La exponent, corect. Deci la bază înseamnă să menții baza și crește exponentul, dacă crești. Da? Și la scază face tocmai invers. Am lucrat, n-am spus nimic. Am văzut, s-a stricat tot. S-a stricat foarte mult. Pentru că el era stricat la bun început. Păi dacă era invers, ce se mai duce în interior? Da. Nu, nu. Și atunci, am zis, hai să-l schimbăm. Deci ne-am zis, asta, prima etapă, am tatorat, am mișcat noi acolo. Nu, da. Prost. A doua etapă. Atunci, poate 31 la 11 e mai mic decât 17 la 14. La 14. Începem și construim și aici. Dar tot cu semn de întrebare, da? Da. Bun. Dacă așa stau lucrurile, ideea ar fi să cresc. Nu? Să crezi că exponentul ăsta să mențin 31 și fac 31 la 12 ani. Dar am făcut eu tatuarea asta și nu e de fericită. Și atunci sar cu baza 34. Deci ne reușim și 17 aici, 31 s-a apropiat de 34. Exact. Dar e o încercare. Dacă asta, da, dacă asta sare și nu mă duceți pe un rezultat, nu e nimic. Mă întorc înapoi și... Exact. Văd care e situația. Cealaltă m-a dus în bălărie. Și atunci, scriu 31 la 11, exact aici. Da, e mai mic. Mai mic, 34 la 11, care se văd dacă mai mic decât asta. Și începe tatonarea, 17, acela simplificăm prin 17 la 11, mă duce aici, de aici încolo merge. Vă doresc. Da. Mie mi-am plăcut. Deci două lucruri am descoperit. Că este esențial să ai baftă, să fixezi cum trebuie. De regulă, autorii îi dau în ordinea în care ăsta e stânga, ăsta e dreapta. Atenție! Ei dau, dacă sunt drăguți, din până la bun început, ăla mai mic de stânga și ăla mai mare de dreapta. Da. Da? La orice clasă? Așa e corect să dea. Înseamnă că să mai ținem cu... Da, mai ținem cu și de așa. Care dintre cele două e mai mare? Îl pune până în locul 2. Da. Și atunci încerci să te duci pe chestia aceea. Deci pe culoarul. De la bun început. Da.
Chit că, iată, îți vine inversă în ei, iar tu inversi chinuite și vezi că totul se... N-ai nicio șansă cu câte manevre îi face. Și atunci, 32 și cu 34 face... Face servici, da, foarte greu. Foarte greu. Deci, compactarea a două puteri cu bază și expoziții diferiți, și mai ales cum e reprime, Dania, nu-i de aici de acolo. Deci este un exercițiu extrem de dificil. Da, trebuie să te provoce chestia asta, să te facă să dea și o stare, mă pot, cum o să te provoci, mă pot. Și trebuie să te alegi din urmă așa de exercițiu, după aceea, o dată, aproape peste o jumătate de oră, să te alegi cu ceva. Adică să ai, pleci de lângă el cu niște lucruri clarificate. Nu? Am clarificat că cam în ordinea în care dă cam aceea este autorul de cele mai multe ori drăguți. Nouă, dacă ne vine așa, ne vine nouă să le sucim, le sucim și dacă nu merge, înseamnă că autorul n-a fost drăguț în idealul lui. Dar dacă nu merge, revenim la ordine, schimbăm pozițiile și aceeași tehnică numai spre interior. Părul din stânga creștem un pas, scădem bătul din dreapta. Dar nu simultan. Am mai descoperit, mai am avut chestia asta. Nu simultan când faci mișcare, să facem da, așa, da, ușor. Să rămânem același registru și să comparăm pe 10 la 100. Comparăm. Pe 10 la 100 cu 100 la 10. 10 la 100. Cu 100 la 10. 100. Păi la 100 nu e așa greu. Păi nu știu. Na. 100 la 10 îți prind ca 10. 10 la 10, totul la 10. Pe 100. Pe 100 cum îl scrii? Pe 10 la 100 îl scriem ca 10 la 10, totul la 10. Da. Deci 10 la 10. Totul la 10. Cu 100 la 10. Și atunci o să fie acolo 100 la 10, deci să fie cumva... Deci având experimentul 10-10 renunțat. Și o să fie egal. Și atunci 10, ne-ai redus totul la 10 la 10, cu, comparat cu 10 la 2. Dar cum o să fie egal? 110 la 2? Da, 10 la 10 e 1000. 10 la 10? 10 la 10 nu e 1000, vorbesc ai gând. 10 la 2 e 100, 10 la 3 e 1000, 10 la 10 e cât e 0? No, e foarte bună ideea. Deci, proiectul a scris în perechi, am ajuns aici la comparare. Aici mai putem zice 10 la 5 am. Dar împărțim în 10 la 2. Da, împărțim, sigur că împărțim totul din 10 la 2. Și atunci, de parcă aș compara cu 10 la... 10 la 8 am. Cu vecinul. Cu 10 la 7. Cu 1. Unu, 10 la 2, în care de 1. Bun. Și clar că 1 e mai mic. Deci 1, adică 10 la puterea 100, e mai mare acum decât 100 la puterea 10. Da, parcă era puțin subiect, că o mulțești 100 de 10 ori. Sau mulțești 10 de 100 de... Dar la ce te duci, de exemplu, 10 la 100 să-l lași așa și să-l compari cu 100 la 10, care e 100 să scrie 10 la 2, la 100 la 10 și vede deodată că e 10 la puterea 20. Sigur. Și normal cu 10 la 100 e mai mare decât 10 la 20. Și a fost așa, a fost punctul tău de vedere, dar iată că puteam să zicem pe 100 ca 10 la 2, deci ar fi avut 10 la puterea 100, comparat cu 10 la puterea la 10-a și asta s-ar fi transcris în 10 la puterea 100, e mai mare decât 10 la puterea 20. Și nu era clar cu ce? Nu, nu, adevărat. Nu, ca pe discuție. Și nu te mai încurcai de acolo, bine, să vă mai dau un nota ușor. 3 la 30. 3 la puterea 30. Cu 25 la 10-a. Păi hai să vedem. Pot să fac așa. O să scriu 3 la 3, totul la 10. Așa. 25 la 10. Deci 3 la 3, deci echivalentul scrierea următoare. 3 la 3, totul la 10. 25 la 10. 25 cum îți scrii? 25 îl las așa. Las așa. Așa vrei. Da, da. Și am fost 27 la 10, cu 25 la 10. Pentru 10.
Le mulțumesc. Deci, cum ai de tot acum? 27, 23 la 30, este mai mare. 27 la 25. Da, adevărat. Adică, 3 la 30. Da? 3 la puterea 30 e mai mare decât 25 la puterea a 10. De acord, da? Bun, bine, domnul profesor, mai comparăm, da? Aș vrea să comparăm pe 99 la 60. 99 la 60. Da, cu 127 la 100. Nu cu 127, cu 27 la 100, iertați. 27 la 100. La 100. Daria, fii prezentă în ești. Mi se pare foarte mulțumesc, să-și poate jodine. Noi, da, stați două secunde, lăsați-mă să mă gândesc. Gata. 99 la 6. Așa spedim, da. 99 la 6, totul la 10. 27 la 10, totul la 10. Da, mă. Ăla, 60 și cu 10, așa? Sumul 99 la 6, cumpără 27 la 10. Cu 27 la 10. Acum o să scriu 99 la... Eu cred că mai putem face pentru un 2. Da, pentru 2, 99 la 3, totul la 2. Deci echivalent la 99 la 3, totul la 2, la prietenii noștri, față de... De 27 la 5, totul la 2. Ora școala. Pentru că e școala de 2, așa am zis. 99 la 3, 27 la 5. Așa. Deci am redus toate problema, ne-a cumpărat pe astea. Cum ar fi astea? Acum o să scriu că pe 27 pot să scriu ca 3 la 3, totul la 5. Adică sunt multipli de 3. Am înțeles. Hai pe 99, cum ar fi scrie? Trei ori 11 ori 9. Adică 11 ori 3 la 2. 11 ori 3 la 2. Da. Hai zice. 11 ori 3 la 2, totul la 3. Față de 10. Față de 3 la 3. Totul la 5. Totul la 5. 3 la 5, totul la 3. Da. 3 la 5, totul la 3. Apoi să scrie așa. Și ce să avem cum zic? 3 cu 3 iar. Exponențele renunțări și duci la bază. O să fie 11 ori 9. Nu, nu, ori 3 la 2. 11 ori 3 la 2. 3 la 5. Și acum o să împărțim în 3 la 2. Corect. Și o să fie 11 la 3. Cu 3 la 2. 11 la 3. Acum 11 simplu. Nu, dar era acolo în tăia 3 cu 3. Aaa, măi, da. Mă spune ce este mai mare. Adică tot ce a fost pe locul 1, 3 la 30, e mai mare decât 25 la 30. Da? Deci, vezi că dacă studiem experiență... Păi tocmai de asta mai rămâne. Da, ne-am dus, am cobrăs la cheta un pic. Da, ca să mă scrie așa tare. Erau dificile, poate la da. 2 la 24 ori 5 la 5. 2 la 24 ori 5 la 5. 5 la 5 față de 3 la 23. 3 la 23. Exponent 24, exponent 23, aici m-aș duce. Aici trebuie să lucrăm. Poți să duc pe 2 la 24, la 2 la 23. 2 la 24. La 2 la 23. 2 la 23. Adică ai îndrăznit să stabilești trestea a două cu o anumită ordine? Care să fie mai mare, ca să poți să pleci prin interior? Ca să fie mai mare, ca să fie mai mare, sau... Da, deci tu ai îndrăznit să spui că ăsta e mai mic decât ăsta sau invers, ca să știm? Invers. Adică ce? 3 la 23? 3 la 23 este mai mic decât...
2 la 24. Mergem așa. Asta e vorba de asta. Să ne cine este. 3 la 25. E mai mic decât 2 la 24 ori 5 la 5, da? Dacă așa ai stabilit, acum să încercăm să vedem în interior. Nu, gândiți-ne la 2 la 24 să fie 2 la 23. Deci tu duci aici în interior poporul, da? Da. Deci ar fi echivalent cu 3 la 23 mai mic decât 2 la 23 ori 5 la a 5-a, că îți lași agăța 5 la 5-a, da? Mai mic decât 2 la 24, lucru ăla, ori 5 la 5. Și acum 23 ăla, care e la ambele și cum spun, adică dacă noi nu am avea... Pe 5 la 5-a? Da. Adică tu nu trebuie, domnul profesor, dacă poți să tai exponenția aia, 2 la 23? Nu, nu poți să tai. Te sfii totul. Aha, super. Da. Da. Asta-ți plăcea. Asta te interesa, da? Bine. Da, pot să împart cu 2 la 3. Adică nu vreau acum, să neapărea acolo. Nu vrei să faci asta. Să nu mai ai chestia ce. Dar uite, 3 la puterea 23. E mai mic decât 3 la 28. 3 la 28. Și dacă ăsta va fi mai mic decât 2 la 23 ori 5 la 5, ar fi o treabă bună. Foarte frumos din partea voastră. Păi 3 la 28. Îl pot scrie ca... 3 la 23 ori 3 la 5. Și să compar cu 2 la 23. Să fie mai mic, așa pot. Dacă sunt mai mic, cu 3 la 23 ori 5 la 5. Acolo acum, 3 la 23. Aceeași ecuație. Da, cum aș zis, spune pisitor. Poteam să îi tăiem? Nu. 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 Dar îmi spune că 3 la 23. 3 e mic ca 5, dar 3 față de 2, nu? Dacă s-ar păstra, am dat răspunsul. Oh, bune. 3 la 23 face tot mai invers în casă. Poate în joc e bine. Da? Stați că ne gândim acum. Putem împărți prin 1 la 5-a? Prin? 1 la 5-a? Nu prin 1, prin cât? Ca să scăpăm din... Păi prin nici... La 5-a acolo. Păi... Prin să împărțim prin 5? Prin 3 la... Prin 3 la... Bă, dar nu putem prin 3, că... Băi, ia ne fac 5 și știm așa. Că 2 la 3, mai mic decât 3 la 9. 2 la 3 și la 9. Dacă vreți, ridicăm totul la puterea 10, vine 2 la 30, mai mic decât 3 la 20. 2 la 30, mai mic decât 3 la 20. Dacă chiar la 10. Păi, aici o să fie 2 la 3, care e 8 la 10, nu, da, e ok. Așa e, ok, și acum, dar 2 la 23, facem 3 la 23. Mai nervează, nu putem să facem acolo. E că n-am voie să ai... Păi da, te-ai dus cu ce s-a dus și în momentul ăia cu 23, nu? Da. Păi tu ai făcut cu 23, cu 24. Da. S-ar putea să fie invers în egalitatea. Deci, dacă putem să întâlnim... A, că vă gândiți că pot să fie prin interior, da? Că putem să... Aici, Dalia, 3 la 23 și... Deci, cu 3 la 3 a crescut
față de 2 la 30 se propagă. Exact. Adică noi știm 2 la 2 mai mic decât 3 la 2, spune eu nimeni. Deci, bun, parcă vreau să cred... Ia se pare că noi credem așa. Noi credem așa. Noi știm că 2 la 3 e mai mic decât 3 la 2. Ia să credem. 2 la 3, da? E mai mic decât 3 la 2. Așa, domnule, zicem că 2 la 24 ori 5 la 5 ar fi mai mic. Din cauza asta, de suportul ăsta, da? Da. Deci, mai când la acest lucru și dacă că la 10 ar veni, ar veni și 2 la 30, e mai mic decât 3 la 20. Și atunci, iată, 2 la 24, nu? Și 3 la 23, și ăsta mare, și 5 la 5. Păi tocmai, de asta și zic, haideți să vedem. Trebuie să-i coborăm exponentul, vedem 3 la 30. Da. Da, să plecăm așa. Cum plecăm pe asta? Așa, cu, da, cu 2 la 24, 5 la 5, ar fi mai mic decât 3 la 23. Deci, doi, de faptul că avem da, chestia asta, 2 la 24, ori 5 la 5, la 5 da? Mai mic decât 3 la 23. 3 la 23. Da, și eu m-am zis acolo că 3 la 23, în interior m-ar duce să cresc 2 la 25, nu dacă îl cresc. Am profesor, da. Ce am de interior? Da, pe interior. Pe puțin, dar mi-e gândit. Acolo mai am la 3 la 24, vedeți să comparăm. Când ne duce da. Pe exterior. Dar aici nu am prea continuat mai mult. N-am continuat și da. Eu m-aș fi dus la 3 la 24. M-aș fi băgat. 3 la 23 mai mic decât 3 la 24. Deci, tu ai fi crescut la aici, 24 aici, da? Da, n-aș fi coborât acolo. Hai să vedem, ne facem varianta asta. Da. Deci, n-am mers asta. Hai să ne facem cu creșterea spre interior a lui 3 la... 24. 3 la 24, deci... Deci 3 la 23 e mai mic decât 3 la 24. Uitați că e acolo. Da, da, am văzut. 3 la 23. 3 la 23, mai mic decât 3 la 24, care e mai mic cu semn de întrebare, decât 2 la 24, ori 5 la 5. Și apoi să scriem 3 la 5 tot la 5 și 2 la 5 tot la 5 și nu văd pe toate. Adică să mai zărim un pat, 3 la 25. Da, deci să le avem pe toate cu exponentul 5. Da, da, 2 la 25 după aceea nu mai e. E mai mare. Nu ajută. 2 la 25 cu 2 la 5. 5 la 5. Da, da, da. Atunci cu 5-ul ăsta, ce... Să facem ceva cu el. Să ne ducem, să coborăm. Dacă coborăm aici, trebuie să fie mai mic. Și să ducem 5 la a 5-a. Hai să vedem 5 la 5-a cu 3 la. Ia să vedem. 5 la 5-a. Față de 3 la 3 la 8, să zic așa. Pe 5 la 4, 6, 25? 5 la 4, 6, 25, ori 5, și 3 la 8, nu-i mai mic. 3 la 4, 80, 27, 81, 88, nu? De ce nu? Cu 3 la 10, hai să zic. 5 la 10, așa. 5 la 10, am zis 600. 5 la 2, 8 la... 325. Mai mic decât 3 la... Deci, 3, 5 la 5, dacă e mai mic decât 3 la 10. Adică ar fi pe 5 mai mic decât 3 la 9. Da? Adică 5 mai mic decât 9. Da. Asta e adevărat. Da. Dar, în condițiile astea, m-am dus în dreapta, nu? În față de 3 la 2, aș trebui să mă duc în stânga.
vorba în exterior, nu convine desfătul când e interior. Adică din care de voi, din 2 la... Vreau să spun 4 cu 3, ca să mai fac o simplificare. Bun. Deci 5 la 5 să rămână așa. Să rămână așa, să fie mai mic decât 3 la a 7 la 8. Păi numai la 10 mi se vește. Nu, că se împart pentru 3 la 4 aici. 3 la 24 cu asta și mai scad din exponent aici. Care ar fi 5 față de 2 la în exterior? Dacă zic numai 3 la 9 ar fi bine? 5 la 5 față de 3 la 9? 5 la 5 ar fi mai mare față de 3 la 9. Asta mă interesează. Să fie invers în egalitate. Și atunci ar fi 3 la 9. E mai mic decât 5 la 5. Și cred că este adevărat. Pe 5 la 5 am discutit. 3.000... 625 ori 5. 625 ori 5. 3.125. Așa. Iar 3 la 9 e 81 ori 81. 81 ori 81 și cât a făcut? 6.500. Da. Și de acolo câteodată 3.000, nu? 3.000. Deci, 6.000 față de 3.000. Chiar și mai puțin până. Deci 3 la 8, da. Și 6.000 fac 3 la 8, nu? 6.561. 3 la 7, atunci. Adică ar fi 81, ori 27. 2.187, nu mai e valabil. 2.188, da, e valabil. E mai mic decât 5. 6.000 mai mic? Da, așa. Da. Deci 2 la 7. Da. Așa, da. 3 la 7. 3 la 7. Deci 3 la 7 e mai mic decât 5 la 5. Și mulțim cu 2 la 24. Apare în interior acum 3 la puterea 24. Dacă e mai mic decât 3 la 7, ori 2 la 24. Care e mai mic decât 3, 2 la 24, ori 5 la a 5. E bine, și pe 3 la 7 când a spus? Pe care pe? 3 la 7, acum a spus. Păi 3 la 7 e mai mic decât 5 la 5. Da, bine, dar asta am vrut noi, dar și ce cum am făcut pe interior? Păi am mișcat, dar era 2 la 24, 5 la 5. Da. Și m-a dus cu ăsta în interior. Nu? A, și ați venit mai așa. Mai venit mai încoace, da, da, în interior. Da, da. Și acum, la ăsta e semnul de întrebare. Da. Împărțim pe 3 la 7, așa am venit pe 3 la a 17. Dacă nimic decât 2 la 24. Aici am înțeles problema. Deci 3 la 17 am venit decât 2 la 24. Și din ce am eu, compararea ar fi cu 3 ar fi mai mare decât 2 la 3 la 2, 2 la 3, nu? Da. Și chestia asta iar, iar nu mă ajută. Iar nu mă ajută. 2 la 24. Aici ar trebui să intru mai în interior și ar fi 3 la 18. Să fie mai mic decât 2 la 24. Da. Simplificăm pentru un 2 și vine 3 la 9. Să fie mai mic decât 2 la al 12-a. Adică nu printr-un 6 chiar. Printr-un 6. Adică 3 la câta? La a 3-a. Să fie mai mic decât 2 la a 4-a. 27 mai mic decât... Nu. La 4-a nu. Nu. Deci am plecat așa și am construit pe interior și nu am plecat în adevăr. Nu ajungem la... Acum, fiindcă nu ajungem la un adevăr, e posibil să fie inegalitatea inversă. Da, văd așa, uite cum am vorbit acolo. Că am zis, 2 la 3, mai mic din 3 la 2, așa trebuie să spunem. Și acum facem chestia asta care a zis-o din anul acolo, 3 la, ca să simplificăm. Uite, am scris acolo, 2 la 24, 5 la 5, mai mic din 3 la 23. Deci 2 la 24, 5 la 5, mai mic decât 3 la 23. Așa e de 23. Așa. Și acum
mă duc în interior. Da. Și 5 la A5, așa? 24, 2 la 24, 5 la 5, ai mai mic. Da, 20, 2 la 24, 5 la 5, ai mai mic. Decât 5 la 5 a fost față de 3 la 9, nu? Nu, 3 la 7. 3 la 7, dar 5 la 5 a fost... 3 la 7 era mai mic. Acum punem... 5 la 5 față de 3 la 8. 3 la 8 ca să fie mai mare, da? Da. Decât 2 la 24, ori 3 la a 8. Da. Și de asta... Să fie mai mic. Da. Acolo sigur e mai mic. Aici e sigur mai mic. Și asta ar fi problema noastră. Da. Decât 3 la 23. 3 la 23. Și simplificăm pentru 3 la 8, da? Da. Echivalent cu... 2 la 24 mai mic decât 3 la 15. Aici ar fi problema. Da. Și pentru un 3 se poate simplifica. Pentru 3, da. Și vine 2 la 8 da, mai mic decât 3 la 5. Și aici chiar putem și calcula acum, că e 2 la 8 aici 500, nu 500, 256. 256. 256, dar primit decât... 3 la 5, 3 la 3, 3 la 4, 81. 3 la 5, ori 3, 81, ori 3. Deci, 3 ori 3, ori 24. Na! Bun, profesor. Suntem fantastici. Deci, suntem... N-am exact așa, numai că invers. Ce se întâmplă de... am ajuns... Așa asta e de o inegalitate desfolosită. 26, 24, 24. Dar e liber. Vedeți, unde am umplat? Am umplat undeva? Unde am intrat? Deci... Unde am mărit? Noi am mărit. Undeva? Deci am mărit aici. Aici am mărit. Vedeți, măritul ăsta un pic ne-a scos un pic din joc. Vedeți, la 5 la 5 cu 3 la 8 a zis, nu? Da, 5 la 5 cu 3 la 8 și lovește exact. Foarte puțin schimbă. Exact. Atunci, hai să vedem, mai cu 5 și cu 3 ne-am confundat. Da. Păi 5 la 5, 5 la 5 față de 3 la a 8 am zis noi, nu? 5 la 5 face 3 la 8, 3 la 8 e mai mare. Și duce tot un 3 și sare de puțin. Acum dacă zic la 22, adică se păstrează, se coboară aici un pas, dar 3 la 22 cu 24 nu se leagă și rămâne 5 la 5. Noi trebuie să scăpăm de 5 la 5. Asta e la 3. Deci asta nu e la 3. Dar oare 3100 cât dă? Nu putem să scriem ca o puterea lui 3, nu? Nu, nu se scrie. Sigur. Nu va fi niciodată. Dar hai să reluăm încă o dată. O fi asta ordinea, ce vezi? E foarte important. Da, dar vedeți că suntem la mustață, dar ne-ai mărit acolo, nu? Da. Deci am mărit și de puțin am sărit dincolo. Exact. Asta mă face să cred că tot în ordinea asta am trebuit să gândim, nu? Da. Deci... Hai de primă dată. Se pare că am fi destul de aproape, că 2 la 24, ori 5, la 5, e mai mic decât 3 la 23. Pare să fie adevărat. Da. Să mai vedem un graf rațional. Deci, cu 5 la 5 m-am dus la 3 la. Aici am putut să scap repede. Că dacă scap de 5, hai să facem o strategie. Dacă scap de 5 la 5 ăsta, dar mă duc la componente 2 și 3. Exact. Asta e ideea, da? Da. Eu știu că 5
la a doua, care faci 25, e mai mic. De 3 la 3. Decât 3 la 3. Și asta se folosește des. Adică ar fi aici 25 mai mic decât 27. Da. Pe cam la adevărul. Și totuși, dacă ridic la a doua, ar fi 5 la a patra, mai mic decât 3 la a șasea. 5 la a patra, 3 la a șasea. Și aici, dacă mai mulțesc un 5, înseamnă că 5 la a cincea, e mai mic decât 3 la a șasea, ori 5. Și 5 dacă e mai mic decât 9, 3 la 8, mă duce, nu? Că 3 la 6, 3 la 2, 3 la 8. Dar mă duc prea mult, cred eu. Deci 5 la 4, 5 la 5 mă interesează, dacă este mai mic decât 3 la a 7, am zis, mai e? Sau la 8. 3 la 8. Dar în calculul care l-am făcut, cât ne-a dus să spune? 5 la 5 am zis că e 3.000, ia să spunem. Da. 3.000. Deci 3 la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 la 7 e 2.187. Și nu ne-i făcea jocul. Că e mai neaș. 3 la 8, ori 3. Ori 3. E 6.561. 3 la 8. Da. 6.561. 6.561. Cam mult ne-am dus. Da, da. 3 la 7 ați văzut. Că e 2.000. Uitați, 3 ori 3 ori 3 ori 3. Deci, 3 la 7, face pe 2000... Acum, 2187. 2187. N-are nu faci. Și dacă mulțesc încă un 2... Asta ai pus, domnul profesor, vedeți că a spus 2 de 1. Așa, da. Dacă mulțesc un 2, fac 4000 și 4000 față 3000. Hai să zicem așa, 5 la 5. Asta așa spune, 5 la 5. 3125. Bun. Și dacă mulțesc un 2, încât 5 la 5 a spus că e mai mic decât 3 la 7, da? Ori un 2. Ori 2. Da.